salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Altfel stă treaba când ai suport de bicicletă, când lucrurile ți sunt aranjate aici în portbagaj. Frumos, rucsac de scule, rucsac cu haine, cască, cutie de Adidas, o pompă, protecția de la Kerlig. Închis portbagajul frumos, pui bicicleta la loc și cu alt chef pleci când ai toate chestiile astea alături de tine. Astăzi voi merge la munte, mai precis la Azuga. Mă voi da pe traseele de la Azuga, dar vorba multă, sărăcia omului. Hai la treabă! Hai, Irina, fără frâne, da? Și traseul verde este foarte, foarte, foarte relaxant. Îmi place pentru că poți să te dai blană pe el, fără nicio problemă. Evităm căluții. Opa! Pardon, mă scuzați. Și mă așez pe șa. Cu ocazia asta testez și buretele ăsta pentru cameră să văd dacă își face treaba. L-am achiziționat de curând ca sunetul să fie mult mai clar, să se audă bicicleta și să nu se audă non-stop vâjeala aia. De aici nu mai trebuie să dau la pedale pentru că tot traseul este la vale. Pajisea asta verde este absolut relaxantă. Îmi place la nebunii. Aici merge să vii foarte lejer, chiar și cu un hardtail. Eu până acum nu m-am atins de frâne, deși am ținut degetul pe ele. Bună ziua! Pe acest traseu, din păcate, o să mai întâlnim și turiști. Va trebui să am grijă la oameni. Și aici, coborâre. Ah, și aici. Wow! Dar de aici lucrurile merg foarte mișto pentru că vom intra în pădurice sau pădure sau cum vreți voi să spuneți. E gata. De aici începe distracția. Este un traseu mai mult de plimbat. Nu trebuie neapărat să te ridici în picioare. O să te dai chiar și pe șa. E foarte mișto. Eu aș putea să-i spun un traseu așa chill de, nu știu, de o tură mică. Dă-i tare! Hop, hop! M-am așezat pe șa. Și yeah! Cauciucurile astea parcă încep să le simt din ce în ce mai mișto atunci când mă înclin mai mult. Dacă înclin bicicleta puțin, parcă nu-și fac treaba. Dar când înclin bicicleta mult, își fac treaba cu brio. Blană. Evităm. Yeah! Traseul ăsta îți permite să te înveți cu bicicleta, să faci stânga-dreapta. Mai găsești o zonă, mai pompezi. Și aici te ia prin surprindere cool. Cu zona asta să continuăm treaba. Wow, acolo mi-a fugit bicicleta un pic stânga dreapta, nu mai știu pe unde. Am luat-o pe aici pentru că era un semn cu verde. Opa, frână stânga. Cred că am luat-o greșit pe aici pentru că ies tot în traseul principal. Era mai devreme, aici e destul de abrupt, văd. Yeah, foarte tare. Da, m-am asigurat stânga, să nu mai vină cineva. Și jar. Yeah! Făgașele astea sunt foarte aiurea. Foarte, foarte aiurea. Și viteză. Îmi place foarte mult traseul ăsta. Yeah! Am luat băltoaca aia mică. Camera s-a stropit. Ah, s-a uitat o piatră în cadru. Opa!
în față. Wow, puțin noroi, bicicleta fuge. E aici, ia. O mică săritură. Hai să vedem care e mai tare, eu sau el. Wow, ce înseamnă să știi trasa. Acolo mi-am luat un pic de țeapă, fără mâini, atât de ușor este traseul ăsta, încât pot să merg fără mâini, merg așa, m-am supărat, nu mai fac nimic. Yeah! Fără mâini la vale! Hai că pun mâinile! Urmează o curbă cu puțină contrapantă. Opa! Am dat acolo o jantă. M-am entuziasmat că e ușor, dar au apărut 2-3 pietre acolo. Yeah! Ia sări piciorul de pe pedală. Aici așa stă treaba. Aici dai în continuare. M-am așezat pe șa și mai trag de frână un pic. Foarte, foarte, foarte mișto ăsta. De dat așa viteză pe el. Yeah! Opa! Frânăm ca să nu împingem celălalt rider din față. Îl lăsăm în pace. Nu-l stresăm, pune frână. Am văzut și face stânga pe aici. Ia! Yeah. Scuze, mersi! M-am zis că mai dăm de oameni. A tras un pic acolo, a sărit. Frânează și aici dreapta. Mă simt ca la comentariile concursurilor. Doar că eu comentez despre cum se dă el. Ah! Cred că am chiloții uzi de la boltoaca aia. Destul de nașpa senzația. Ia să vedem. Oh, aici pietre. Vârful ăsta nu prea ai de ales. Ah, l-am pierdut. Trebuia să fac dreapta pe unde s-a dus și el. Dar nu-i nimic, las frânele un pic și îl ajung. Yeah! Pietre, ah! Am nevoie de ceva inserții în cauciuc, pentru că nu e ok. Tubless-ul ăsta gol. Wow! Am evitat în ultima secundă piatra aia destul de mare. Foarte tare. Și am ieșit în DN. Bate Cuba. Foarte tare. Traseul verde este foarte tare, este un traseu rapid, nu ai foarte multe chestii de făcut pe el, dar totuși trebuie să te ții destul de bine pe bicicletă, pentru că ai zone care te pot surprinde la viteză foarte mare. Dar hai să dăm și traseul roșu, despre care foarte multă lume a vorbit și am auzit numai cuvinte de bine. Și prima dată pe traseul roșu, am auzit că eram pe asta aici, yeah! Foarte tare, iar aici deja ajungem în vehicle drum principal, o groapă pe stânga și blană. Trebuia puțin mai tare. Până ajungi la traseul roșu, ai drumul ăsta forestier pe care poți să prinzi viteză decentă, dar în față este mult mai interesant. Yeah! Și traseul roșu începe de aici. Yeah! Este o potecuță relativ îngustă și ne scoate. Wow, ce priveliște în stânga. Mamă. Wow. Super tare să vede aici. Deci e o priveliște mișto și încolo este traseul roșu. Gata cu priveliștea. Jar pe potecuța asta. Yeah! Wow! Deci, vibe-ul pe care ți-l dă. Yeah! Poteca asta este absolut genial. Oh! Oh! Traseul roșu de la Azuga. Tot ce-mi doresc. Opa!
Frumos. O mică săritură, dar este cam ud pe aici. Din câte văd. Opa. Și umezeala asta în combinație cu rădăcinile nu e o treabă bună. Până acum pare relativ ușor, ar putea să meargă oricine pe el. Înseamnă cu traseul verde până aici. Dar hai să accelerăm un pic. O mică contrapantă, evit un copac. 2, 3. Trebuie să mă înclin, altfel cauciucurile astea nu au aderență absolut deloc. Puțină frânare. Hop, hop. Băi, chiar este interesant. Copac, rădăcină. Mă așez pe șa. Sper să nu fie tot traseul de stat pe șa. O zonă unde se frânează agresiv. Aici lipsește o mică contrapantă. Wow, și aici la fel. Ok. Începe să-mi placă. Opa. Acolo erau niște urme de frână. Cineva a intrat cam tare, cred că s-a speriat și a frânat în contrapantă. Yeah. Opa. Mamă, deci alunecă într-un mare stil pe aici. Așa. Contrapantele alea sunt absolut geniale. Ah, cred că trasa era prin dreapta. Eu m-am dus pe aici. Nici nu-mi dau seama dacă roata de spate vine după mine, da? N-o pierd. E acolo. Yeah! Foarte tare. Noroiul sare ca la balamuc. Haide, tată. Dă-i. Opa. Foarte dificil. Și am șters camera fix înainte de săritura asta. Trebuia să mă opresc altă dată să șterg camera. Contrapantă. Opa. Rădăcina aia m-a scos de pe trasă. Nu mă așteptam să fie acolo fix la ieșire din contrapantă. Yeah! Ha-ha! Yeah! Drăguț! Și săritura aia acolo, în continuare, totul este un mare drift. Nici nu știu ce se întâmplă cu bicla. Alunecă extraordinar de tare. Hopa, hopa. Nu, pe aici, te rog. Așa. Yeah. Yeah. Contrapantă și oh. Ia să vedem. Din ce am văzut, aici este mai de flow, mai pe viteză. M-am inspirat și eu de pe celelalte videoclipuri de pe net. Și uite că aici n-am fost atent să fac dreapta. Și accelerez. Frânez un pic. Contrapantă. Contrapantă. Aici este încă una mai mare. Yeah! O fac și o săritură. Da. Ce păcat că n-am ochelari la mine. Yeah! Te aruncă super mișto. Hai să vedem ce este aici. Frânele trase un pic. Lăsăm aici. O contrapantă. O săritură. Hop, hop. Trag de față. Aoleu, plâng după ochelare. Pentru că nu i-am la mine astăzi. Am crezut că o să fie mai mișto solul, dar e foarte aiurea. Bine, haide. Mare drept ce-am dat acolo. Nici nu m-am dat jos de pe biclă. Aici cam vii cam glonț, dar ți-ar trebui o contrapantă ceva să te oprești. Noroiul sare ca la balamuc aici la mine. Ia să vedem ce e după colț. Yeah. Doar o contrapantă. Yeah. Hop! Super mișto traseul. Frâna a pățit ceva la mine. O aud.
Yeah! Și acum intrăm, opa, pe aici. Nu știu nimic despre traseu. Am venit direct prima dată pe el. Opa. Iar aici este banana aia de care vorbește lumea și se ferește de ea. Dar nu înțeleg ce e așa periculos la ea. Yeah! Huu! Puțin off-road. Ah. Iar aici facem stânga. Yeah. Ah, e rampa aici. Nu mă așteptam să vă arunce atât de sus. Și pe șa și cred că traseul s-a terminat. Apă! Nu apă! Gata traseul roșu. Wow! Super mișto. Doar că am prins o vremea un pic cam nașpa. Cauciucurile pur și simplu lua primul strat de pământ care este muiat și pur și simplu mi l-a aruncat pe mine pe bicicletă și nu am avut extra aderență și nici foarte mare viteză. Ei bine, închei ziua la Zuga alături de bicicleta mea plină de pământ. Dimineața traseaua a fost umed deoarece a plouat vreo 2-3 zile. M-am descurcat, cauciucurile și-au făcut treaba, mi-a plăcut la Zuga. O să vin cu siguranță și altă dată. Ce să zic, trebuie doar să-mi spăl bicicleta, să o pun la loc pe suport. Și nu uitați de giveaway-ul meu la 30.000 de abonați. Nu uitați, aveți grijă de bicicletele voastre, dați like, share, subscribe. Vă salut, pa!